sănătate, fericiți. La mulți ani, sănătate și fericire. Să fiți cu minte. Să fiți sănătoși, cu minte, nepoși frumoși. Să nu uite că îi iubesc. Toate ale voastre cu dragoste să se facă, așa cum zice Sfântul Apostol Pavel. Dragostea care nu caută ale sale, care nu este iubitoare de sine, ci care se îndeplinește în iubire. Așa să vă ziceți, ca în această iubire jertfelnică să vă dăruiți unul altuia în toată vremea căsniciei voastre de acum înainte, pe care vă dorim fericită, așa cum poate fi fericirea atinsă în lumea aceasta, pentru mulți ani cu bine de acum înainte. Respect. Înțelegere? Și dacă nu doi, trei copii. Frumoși la fel ca ei. Cinci? Nu. Cel mai important e că chiar ne bucurăm din suflet. Și le doresc din toată inima mea să aibă o căsnicie frumoasă. Și cu Dumnezeu înainte, înțelegere, înțelepciune, să lăsăm unul de la alții, că toți suntem greșiți în viața asta. Vă pup și vă iubesc de azi. Bine ați venit în familia noastră. Acum 6 ani, 9 ianuarie, am cunoscut într-un cerc de prieteni comuni, am vorbit, schimbat numere de telefon, cum era atunci, nu Facebook, nu de-astea. În Iaga le face 7 ani de zile, ne-am cunoscut la București. Și pe aia am început să păstrăm legătura, vorbeam mesaje, telefoane, am ieșit la un restaurant, am mâncat, am râs, am povestit și după aceea lucrurile au venit de la sine, absolut tot. Ai și tu o poveste de dragoste care mi-a schimbat viața. Vă salut și eu. Ia uite-mă, am ajuns la restaurant. Vă aștept și pe voi, aștept să înceapă nebunia, multă energie. Sper să aveți și voi la fel de multă energie. Nu mai putem. Nu mai putem.